Dorința cetățenilor din Cireșu de a avea un cinematograf în sat era ascultată în 24 noiembrie 1964. Cotidianul Viața Nouă ne informează despre înființarea a două unități cinematografice, una în satul Cireșu, iar alta în Scărlătești. Oamenii aveau posibilitatea de a viziona filme în bune condiții. Doar în primele 20 de zile au trecut pragul cinematografului peste 2000 de persoane. Filmele săptămânii au fost desemnate Sedusă și Abandonată, producție difuzată la cinematograful Republica, și Râul Negru, care a rulat pe ecranul cinematografului Dunărea din Galați. Pe 25 noiembrie 1964, ziarele scriau despre expediția producției din toamnă. La Focșani erau vinificate 292 de vagoane de vin. La acea dată fuseseră expediate 70 de vagoane cu vin. Lucrările de sezon în crame continuau. În microraionul Țiglina 1 au fost date în folosință 120 de noi apartamente. Calificativul de calitate primit la faza de pre-recepție a fost de bine, iar la recepția finală procesul verbal întocmit nu a cuprins nicio anexă de remediere. În tot anul 1964 fuseseră date în folosință 665 de apartamente. Într-un cadru festiv, au fost deschise cursurile Universității Populare a orașului Galați. Au fost date instrucțiuni organizatorice pentru buna funcționare a școlii. Cele 7 cursuri care urmau să fie predate includeau muzică, limbi străine și istorie. În 27 noiembrie 1964 citim despre consfătuirea inovatorilor și raționalizatorilor din întreprinderile industriale. Au fost menționate succesele de care au avut parte inovatorii gălățeni. Cu acest prilej a avut loc și un schimb de experiență. La Bujoru era inaugurată o nouă școală cu 10 săli de clasă. Noua instituție era dotată cu un laborator, bibliotecă, sală de lectură și materiale didactice. Săptămâna se încheie cu informații despre munca studenților cercetători. Pe baza unor planuri de colaborare cu întreprinderile din regiune, a fost depusă o muncă asiduă de cercetare științifică la Institutul Politehnic din Galați.